Salutare, dragi prieteni, a revenit cu un episod din cariera cu Marius și Mudica, unde am primit ofertă să devenim selecționer al Naționalei României de fotbal și bineînțeles că o să acceptăm această onoare și vom antrena Naționala României. Așa arată o carieră frumoasă. Mai avem două etape de disputat cu Malatya Spor și meci direct cu Trabzon contra candidata noastră la cupele europene. După cum ați văzut, am făcut o pauză destul de lungă. Am vrut să mă las de YouTube din cauza comentariilor răutăcioase ale unora dintre voi, că am vocea nu știu cum, că nu joc bine, nu știu ce mai nu mai fac și am considerat că pierd timpul, fraților, eu nu fac asta pentru bani sau ceva, pur și simplu o fac de plăcere. Sunt student, stau în cămin, iar după ore am preferat să mă bucur de FIFA împreună cu voi. Nu am făcut FIFA din motive financiare nici de cum, nici nu m-am gândit vreodată la așa ceva. Pur și simplu am zis să ne distrăm împreună, dar am văzut că unii dintre voi mă înjură, mă jignesc. Asta este, am o hotărâre să revin pentru că am primit foarte multe mesaje pe Facebook. De ce nu mai fac episoade și așa mai departe și totuși am zis să reîncep frumoasa carieră cu Marius și Mudica. Să o continui, de fapt, nu o reîncep, iată. Suntem pe stadionul celor de la Malatya Spor, unde vom juca și avem nevoie mare de cele 3 puncte, pentru că mai sunt două etape, măcar să fim siguri că noi scoatem 6 puncte. Este dificil ca aceste contracandidate, iată, avem pe Karabük, Trabzon, Galatasaray și Alanya Spor, din câte știu eu, deasupra noastră. Și trebuie să câștigăm. Malatya nu are. Nu are un lot extrem de valoros pentru noi și de asta mă bazez pe o victorie în meciul de astăzi. Gazdele au o lovitură de începe. Și iată, au un prim atac, însă ai noștri recuperează. Bine, mingea ajunge la Samoahkian, care îl găsește pe Vural. Vural joacă foarte bine acolo în stânga, îl găsește pe Bia. Bia la balon, Bia șută periculos, dar peste poartă. Mingea trecută la câțiva centimetri de bara porții, însă nu a fost un șut în forță și cred că putea fi reținut extrem de ușor. Iată-l pe Mudica, extrem de coleric pe banca tehnică a echipei Kayserispor, care este și noul selecționer al României. Pe Şahin să recuperăm foarte bine. Kaş, Erkan Kaş până la Attila Turan. Attila Turan urcă foarte bine cu balonul, Attila îl găsește de acum pe Vural, mai departe până la Bia, Bia, Bia la balon. Bia se întoarce, pasează cu Attila Turan, vine centrarea acestuia, dar este blocată de apărarea turcilor. Sper să fac în fiecare zi episoade, mâine vă aștept cu un nou episod, este vorba de cariera cu Manchester City. Și o carieră destul de frumoasă. Acum Samoahkian. Ghean mai departe îl găsește pe Ryan Mendez. Dar Ryan, vedeta noastră. Portughezul Ryan Mendez este în offside. Din păcate acum să vedem pe Azumbuche. Barazai.
Și ce se întâmplă? Cred că este faulta în atac. Este penalti. Este incredibil, lovitură de la 11 metri, nu pot să cred așa ceva. S-a dat lovitură de la 11 metri. La un fault inexistent, iar Barzai execută olandezul. Un șut plasat în plasa laterală a porții. Și este 1-0 pentru Maratiaspor. Sincer, nu mă aștepta la un astfel de meci, însă nu a fost o ocazie periculoasă, pur și simplu a fost o încercare de atac și s-a acordat un penalty destul de ușor. Iată încă un atac al celor de la Maratiaspor, se recuperă foarte bine Erkan Kaş până la Atila, mai departe îl găsește pe Vural, Vural. Bine cu Diana, îl găsește pe Bia, Bia urcă, putem să marcăm, este gol, este gol, cine marchează decât de Ryan Mendes. Ryan Mendes, super vedeta noastră, numărul 10, care a avut 5 oferte până acum și nu l-am vândut. Perfectă centrare, iar piticul Ryan Mendes a venit la bara a doua. Oricum a fost și un plasament prozic al portarului celor de la Maratiaspor. Iată pe Marius Ciumurică, se bucură. Iar Ryan Mendes a ajuns la golul 5 în Super League. Golul 5 înseamnă mult. Aud pentru noi minutul 34. Unul la unul trebuie să forțăm ca să fim în avantaj pe teren, pentru că Maratiaspor poate provoca surprize oricând. Iată la cum pe Şahin, Şahin îl găsește pe Ferreira și intervenție fantastică a unui jucător de la Kayseri. A fost prea rapidă faza și nu am văzut despre cine este vorba. Acum suntem pe atac cu Vural. Vural îl găsește pe Gian. Gian este faultat, dar se dă doar haut. Trecem în repriza a doua. Vreau să cuprindem mai multe în episodul acesta și ultima etapă cu Trabzonspor, care este extrem de importantă, și sărim unde nu sunt faze periculoase. Ryan Mendes acum urcă foarte bine, iată-l, parcă este Filipe Teixeira de la Steaua, iată-l pe Ryan. Trebuie să paseze Ryan. Ryan Mendes recuperează și îl găsește pe Gökhan Vural. Dar extrema noastră stângă pierde balonul destul de rapid acum. Barazait până la Buyuk. Buyuk se întoarce frumos cu balonul și îl găsește pe Şahin, dar ai noștri blochează foarte bine. Iată-l acum pe Vural. Porni pe contraatac, îl găsește pe Asamoah Gyan. Pasă pentru Ryan Mendes. Ryan Mendes în care? Ryan Mendes! Gol! Este gol! 2-1 marchează Giovanni Espinosa. Giovanni Espinosa marchează pentru Kayserispor din faza a lui Ryan Mendes. Bineînțeles, a întors foarte bine acolo Ryan. Putea să nu paseze, putea să tragă, dar a preferat un culoar mai bun.
El introduce în șine pe Meleg. Încercăm un shot spectaculos. Se termină meciul 2-1, victorie muncită, zic eu. Mă așteptam la un meci mult mai ușor cu Malatyaspor, însă norocul nostru a fost încă o dată forma bună lui Ryan Mendes. Va urma un meci extrem de dificil, va fi finala campionatului pentru noi. Trabzon locul 7, Kayseri locul 6 și Galata locul 5, la doar 2 puncte. Aici se joacă totul. Cine câștigă, ăla va merge mai departe. Nu am fost atent în clasament dacă ne-ar avantaja un egal cu Trabzon, dar nu, clar nu, că suntem sub linie și locul 5 este ultimul care merge în cupele europene și pe acelea se află Galata, deci avem nevoie de victorie și noi și Trabzon. Galata ar avea nevoie, cred că, și cu un egal, nu știu ce gol averajare, dar Boldrin și Stoicovici, doi oameni importanți pentru noi, sunt în continuare accidentați, au pierdut acest sfârșit fantastic, pot să zic criminal acest sfârșit. Vom juca în continuare cu marocanul Hakim în bandă, îl tragem pe Săpunaru, liderul nostru Săpunaru, în centrul defensivei. Beşiktaş este campioana Turciei. Fener și Başakşehir merg în Champions League, iar Europa League încă se joacă. Galatasaray, Alanyaspor, Kayseri și Trabzon se bat pentru cele două locuri din Europa. Avem distribuția formației noastre. Cu super atacul Mendes, Gyan și Vural, care până acum nu au dat rateuri. Și totul se joacă pe cartea atacului în acest meci. Nu mai avem nimic de pierdut, iar de la cum pe Asamohian. Asamohian încearcă, dar nu reușește, o pasă exact cum aveam nevoie. Jucători foarte buni în echipa celor de la Trabzon. Bia îl găsește pe Raya Mendes, acesta încearcă o pasă pe culoar pentru Gyan, dar nu îl găsește. Iată pe internaționalul Yazici până la Burak Yılmaz. Onazi la balon. Pentru Castillo, Freddy Castillo, ecuadorianul cearcă pasa pentru Yazbic, dar mingea este respinsă în corner. Iată-l pe Yusuf Yazbic, despre el vorbeam, are 12 goluri marcate, este un atacant de gura porții. Demroc până la Yazici, și mai departe un Azi, Yazici, periculos, însă mingea trece pe lângă poarta lui Silviu Lung. Freddy Castillo nu ajunge la balon și este haut pentru noi. Vural bate prost hautul. Vural, vom avea o vară agitată în această carieră. Vom fi la campionatul mondial, unde România n-a mai fost din 98. Iată, va fi în 2018, la 20 de ani diferență.
cu antrenorul Marșu Dică. Șumigol, cum este supranumit, va face tot posibilul ca Naționala României să arate cum trebuie. Păcat că nu este în FIFA, Budescu sau Alibec, să ne distrăm puțin cu ei. Însă iată la pe Mendez încearcă o centrare, dar a fost plouată și nu a ajuns unde a trebuit la Ghean. Giovanni Espinosa, omul care a adus victoria în meciul trecut, îl găsește pe Bia. Gol! Kayserispor marchează. Minutul 21, Bia. O apariție surprinzătoare a jucătorului de culoare în careu. A protejat bine acolo balonul și a șutat tare. Un gol clar, imparabil, nu avem cum să-l marcăm în acea fază. Iată-l acum pe Durița. Durița mai departe pentru Cucea. Hakimi trimite din greșeală în haut. Iată aici Iazici de pe teren și intră Juan Sosa, un alt internațional. Fază periculoasă, trebuie să fim atenți să nu primim gol. Iată la cum pe Bia, Giuffrey, Bia îl găsește pe Gian. El Hanmas este tare pe picioare. Onazi. Foarte mulți internaționali au cei de la Trabzon. Sosa la balon, Sosa, fază periculoasă și apără Silviu Lung. Apără Silviu Lung, nu mă aștepta la o astfel de paradă din partea lui Silviu. Este minutul 67, să ne uităm dacă putem schimba ceva. Cred că îl vom sacrifica pe Bia. Din coordonator îl facem închizător și îl băgăm pe Cinaz. Cinaz este un destroy man, un jucător tare pe picioare. Poate juca și fundaș central și închizător acest Cinaz. Nu știu dacă asta e pronunția, dar să-l vedem pe Viural care scapă pe contraatac. Viural nu are cu cine combina, se întoarce foarte bine, așteaptă momentul. Pasa era pentru Selciuk Kinan, dar Selciuk nu avea cum să ajungă la acest balon. Iată-l pe Sosa, Juan Sosa. Sosa la balon. Se încearcă un 2, dar nu reușim până acum. Iată-l pe Ryan Mendes, scapă pe contraatac. Ryan Mendes marchează încă o dată. Încă o dată marchează și ei cu nostru Ryan și în acest moment s-a prins stadionul, este 2-0. 2-0 și de un hop am trecut de Trabzonspor. Mai avem să vedem loteria rezultatelor din ultima etapă, ce va face Galatasaray. Ryan Mendez, încă o dată, omul potrivit la locul potrivit și dacă vă aduceți aminte în primele episoade, nici banca de rezerve nu prindea Mendez. Îl preferam pe Bia cu Boldrin în locul acestuia. Suntem pe final de meci. Final de meci care nu mai contează dacă primim un gol. Burak Yılmaz. Apără Silviu Lung. Apără Silviu Lung. Și acum scăpăm prin
Asamoah, Gian, Asamoah, Gian este singur cu portarul. Gian, pasă la Mendes, Scăriță și terminăm acest campionat într-o atmosferă de mare echipă, într-o atmosferă de sărbătoare pe acest stadion. Ryan Mendes are o execuție cum nu am mai văzut de mult în Turcia, iată ce scăriță. Ryan Mendes, țineți minte acest jucător, îl voi face mare și îl vom vinde pe bani mulți pe Ryan. 3-0, nu mă așteptam să câștig acest meci cu 3-0 și Kayserispor a revenit spectaculos în acest retur după ce ne-am bătut la retrogradare. Iată-l pe Marius și Mudică, Silviu Lung și românii lui au reușit ce nu a mai reușit un antrenor la Kayseri de foarte mult timp. Ryan Mendes, omul campionatului pentru noi, a avut 3 șuturi, 2 goluri în acest meci. Practic a răgușit, iată, omul meciului, 9,6 pentru Ryan Mendes, 9,5 Gian, note bune pentru băieții noștri. Bravo lor, meciurile, iată, nu știm ce a făcut Galata. Breaking news, unde vedem ce s-a întâmplat acum, mi-arată campionatul mondial, grupa, dau pe club. Nu, tot nu merge, trebuie să căutăm altfel. Cât de bine ar fi dacă s-a împiedicat și Galata. Nu, aici sunt naționale. Player States. Super League. Da, aici sunt golgheterii și asisturile. Water League. Ia să vedem în Turcia. Turcia, Kayseri pe locul 4, iată, a căzut Galata. Galata și Trabzon au pierdut cupele europene și a mers Başakşehir, Kayseri și Alanyaspor în Europa League. O calificare istorică a lui Marius Şumudică. Cu o echipă extrem de mică, sincer nu mă așteptam să prinde locul 4. Era un maxim pentru noi locul 5, însă am prins, iată, locul 4, am avut un golaveraj bun și vom avea o grupă dificilă, zic eu, la mondiale. O să avem unul sau două episoade acum în această carieră, care era cu Kayseri, dar vor fi episoade speciale pentru Naționala României de la Mondialul din Rusia, unde sperăm să facem o figură frumoasă în această grupă, unde întâlnim vechi adversari pe Danemarca și Brazilia și Africa de Sud, care practic ar fi outsiderul grupei, însă orice este posibil. Orice poate fi posibil aici. Trebuie să facem lotul pentru mondial, să vedem ce român găsim. Da, sunt jucători care nu prea au legătură cu naționala noastră în realitate. Vom încerca să facem o echipă cât mai tânără, pentru că văd că există un rotariu, un grozav Niță. Luăm pe Gicanu, Gicu grozav, Maxim. Papă, nu luăm pe rotariu, pentru că este un tânăr de viitor și cine știe.
L-au sperat lui Ștefan, bineînțeles, capitanul celor de la Lazio. Benzar, Steliano Filip Toșca, Gardoș, fundaș avem cam puțini, dar nici nu avem alte opțiuni din ce văd pe listă. Doar în bandă Vătăjelu și Lato. Necușor Stanciu, Torje Kipciu, Big Favi, Hanca, stăm bine pe linia de fund. Bogdan Stancu, Răduz Rotariu, Răzvan Marin, Gicu Gorozav, Pintili, Andone, vedeta noastră. Vom merge doar pe mâna lui Andone, pentru că Iancu și Pușcaș au totuși 69 și 9. Nu putem să mergem la mondiale cu jucători de 69. Clar nu vom trece nici peste Africa de Sud dacă stăm și ne gândim cu astfel de echipe, de jucători, îmi cer scuze. Din păcate stăm prost la în partea financiară la Kayseri și nu avem bani să aducem jucători, să transferăm pentru cupele europene. Din păcate nu avem bugetul real al lui Șumudică din realitate. Kayseri ne dă foarte puțin bani. Foarte puțin bani, 9 milioane. Ne dă 9 milioane și la wage salarii avem nici suntem pe minus. Degeaba avem bani pentru, iată, avem 12.000, pe ce jucători aș putea să iau cu un salariu de 12.000? Sincer, mă gândesc să încerc și alte joburi, dacă am găsit în Turcia, avem, putem încerca o dată. Avem la Galata, ofertă de la Galatasaray. Ce aplicăm? Eu zic să aplicăm, nu ne costă nimic. Atâta timp cât avem ofertă din partea lor. Iată, am și primit oferta de la Galata. 19.000 pe săptămână. Apare că nu știu. La Kayseri am ajuns în cupele europene și sunt într-adevăr legat de picioare. Pot să spun că nu avem bani de transferuri. Iată și Fener, și Beşiktaş, Trabzon. Câte echipe ne-au ofertat. Însă cred că aici între granzi trebuie să alegem Beşiktaşul, Galata sau Fener. Însă vom vedea în episoadele următoare.